Instituirea relațiilor de cluster în domeniul turismului transfrontalier între România și Ucraina a fost tema mesei rotunde pe care Consulatul General al României în Ucraina, în colaborare cu Administrația Regională de Stat Transcarpatia din Ucraina, a organizat-o la Puntea dintre Ani, în sala polivalentă a hotelului Speleocentru din Slatina, raionul Teacev. De o parte și de alta a frontierei au fost prezenți primari, au fost prezenți lideri de asociații, au fost prezenți directori de școli. În afara problemelor legate de turism, inițiativa noastră a vizat și parteneriatele într-o formă generală, parteneriate între instituții, între organizații, între diverse autorități care au potențialul și capacitatea și competența de a implementa proiecte bilaterale sau transfrontaliere. Am concluzionat că o asemenea întâlnire este benefică pentru toate părțile. Dialogul este absolut benefic și așteptat pe fiecare parte, pentru că prin dialog putem constata acele probleme și acele dificultăți de colaborare. Nu putem omite faptul că sunt și aspecte care au nevoie de sprijinul autorităților locale, de sprijinul Consulatului General și de alte instituții care au această menire și competență în a dezvolta proiecte și în a asista implementarea acestor proiecte. Este un început, un mesaj către toți partenerii și potențialii aplicanți pentru a ține legătura cu administrația regională, cu Direcția de Colaborare Transfrontalieră, în vederea aplicării, în vederea depunerii de solicitări de proiecte. S-a convenit ca într-o perioadă imediat următoare să avem posibilitatea să organizăm un forum de proiecte, un forum de solicitări, o activitate care ar avea această menire de a constata capacitatea fiecărui aplicant de a participa la aceste proiecte. În numele Consulatului General doresc să mulțumesc tuturor partenerilor noștri pentru sprijin, asistență, parteneriat, inițiativă, colaborare și ne exprimăm convingerea în continuarea acestui dialog. Evenimentul are în vedere susținerea eforturilor instituțiilor, organizațiilor și firmelor din cele două țări în dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere pentru proiecte de interes comun și reprezintă o continuare a demersurilor pentru finalizarea proiectelor în derulare și identificarea de noi proiecte pentru finanțarea prin programele de cooperare transfrontalieră România, Ucraina, Ungaria, Slovacia în perioada 2016-2020. Reprezentanța Administrației de Stat Transcarpatia împreună cu Consulul General, după părerea mea, a fost petrecută într-un mod destul de înalt. Pentru că au fost prezenți cât și turiști, cât și din agenții, cât și reprezentanți ai regionali de stat. Și credem că aceste proiecte o să fie realizate în decursul programei Transfrontaliere 2014-2020 cu privire la turism, cu privire la dezvoltarea zonei aceste frumoase ca Transcarpatia. Partenerii evenimentului au fost Primăria Sighetu Marmației, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI, Țara Maramureșului și Institutul Regional de Cercetare Slatina, director Liviu Țiple. O conferință pe tema clusterelor în turism. O discuție foarte interesantă, cu multe idei care au venit din partea românilor din dincolo de Tisă și idei din partea celor care au fost prezenți aici. Sigur că dezvoltarea turismului pentru regiunea noastră e în prim plan și a fost în prim plan oricând, pentru că dezvoltarea economică este strâns legată de dezvoltarea turismului. Și sigur că vorbele care au fost spuse despre clusterele turism
sunt foarte de folos nouă agenților de turism. Ne-a fost prezentat forma în care ne-am putea dezvolta creând acest și asocia și ne-am putea dezvolta creând astfel de clustere. Eu consider că este un lucru nou pentru noi, pentru Ucraina. Noi nu avem experiență, dar foarte bine că vin cei din afară să ne ajută să formăm astfel de clustere în turism. Pe agenda reuniunii au fost incluse teme privind colaborarea în turismul româno-ucrainian, prezentarea proiectelor cheie ale investitorilor în turism din zona Maramureșului și regiunea Transcarpatia, de asemenea ale ADE Țara Maramureșului, a capacității centrelor de informare și promovare a turismului din Țara Maramureșului, prezentarea funcționării clusterelor în domeniul turismului din România, precum și discutarea și convenirea unui pachet de 3-5 proiecte de interes comun în domeniul turismului, care urmează să fie elaborate și prezentate Comisiei Europene în prima lună a lui 2016 prin Biroul de Cooperare Transfrontalieră ce se află la Suceava, România. Reprezentantul acestui birou, Bogdan Tănase, a prezentat o prelegere ce a trezit un viu interes. Moderatorul mesei rotunde, doamna Mihaela Vrabete, expert în cadrul primăriei Sighetul Marmației, a vorbit despre necesitatea unificării eforturilor pentru schimb de experiență și dezvoltarea de sisteme comune integrate în infrastructura locală și cea regională. Dacă vorbim de această întâlnire, atunci să ne gândim că pe parcursul frontierei avem câteva raioane care sunt direct legate de România, între care Răgău, Techeu, Hustru și Vinogradov, care au în administrație, care au în administrație secțiile transfrontaliere, cât în și în raion. În statistică și ne uităm în izvoarele de informații pe parcursul cel puțin 5 ani, relațiile au fost la un nivel foarte jos, s-au petrecut câteva întruniri dintre administrațiile și dintr-o parte și dintr-alta, și a apărut mass media din partea dreapta Tisei, a apărut câte un articol din câteva propoziții și atâta ne-am limitat. Aici, la Speler Centru din Slatina, unde s-a petrecut foarte cu succes masa rotundă pe întrebarea dezvoltării relațiilor transfrontaliere și mai ales turismul, dezvoltarea turismului rural, balnear și de sănătate, nu numai din Slatina, din toată Transcarpatia și din Maramureșul istoric din România. Foarte bine am discutat toate problemele, am dezvoltat relațiile și colaborările frățești dintre Ucraina și România, am arătat ajunsurile pe proiectele petrecute înainte și am trasat toate traseele, toate bunătățile, toate programele care vor să fie, mai ales am vorbit despre programul de bună vecinătate România-Ucraina și de programa Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, care ne așteaptă pe anul viitor să petrecem foarte frumos și să scriem noi proiecte în care se va dezvolta și se va lărgi relațiile și cu lucrările transfrontaliere, mai ales cu vecinii, cu partenerii din România, Sighetul Marmației, Botezna, Săpânța, Negrești, Oaș, Satul Mare și alte localități cu care colaborăm împreună. Vorbitorii și-au exprimat speranța că noile proiecte de dezvoltare a clusterelor economice vor fi atrași specialiști din instituții de cercetare, universități, organe ale autogestiunii locale, ONG-uri. Următoarea masă rotundă pe problematica de interes comun va avea loc la Sighetul Marmației în ianuarie 2016.